50 de doze de ser pediatric au ajuns la centrul de imunizare împotriva virusului COVID-19 din incinta primăriei municipiului Pașcani. De miercuri 26 ianuarie a început vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, cu serul produs de compania Pfizer. Părinții interesați își pot duce copiii cu sau fără programare. Centrul din Pașcani este deschis de luni până duminică, în intervalul de timp 8-20. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon de la centru 0731 777 435. Astăzi a demarat procesul de vaccinare a copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. Menționăm că la Centrul Regional de Depozitare din Iași au fost distribuite 12.000 de doze. Dintre acestea, pentru început, 50 de doze au fost distribuite cabinetului de vaccinare pediatrică din Pașcani, mai exact la Centrul de Vaccinare din municipiul Pașcani. De asemenea, mai menționăm faptul că programarea copiilor cu vârstele între 5 și 11 ani se poate realiza numai în centrele de vaccinare regăsite în platformă prin intermediul conturilor părinților sau ale reprezentanților legali. Această vaccinare se poate realiza și fără programare prin prezentare directă în cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor. Schema de vaccinare a copiilor cu vaccinul Pfizer este de 10 micrograme la interval de 21 de zile. Administrarea fiecarei doze se efectuează intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă eligibile. Medicii precizează faptul că noua variantă a virusului Omicron afectează destul de mult și copiii, iar semnele de boală pot fi confundate cu o răceală. Noua formă de COVID-19 se manifestă ca o viroză. Viroză care poate fi confundată, care poate fi considerată o viroză și de fapt să fie o patologie COVID-19. Din acest motiv venim către părinți ca în momentul când constată o alterare a stării de sănătate a copilului să vină către noi pentru o testare, pentru un diagnostic diferențiat. De precizat este faptul că 114.000 de doze de vaccin de la compania Pfizer au ajuns marți în România. Ele au fost livrate pe cale aeriană și au sosit pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. La Iași au fost repartizate 12.000 de doze. Reamintim faptul că în municipiul Pașcani incidența este în creștere în ultimele zile, iar la data de 25 ianuarie era de 5,03 la 1.000 de locuitori. De asemenea, tot marți, la secția ATI COVID de la Spitalul de Urgențe din oraș, a fost internat un pacient după o bună perioadă de timp în care secția a fost goală. Temperaturile scăzute din ultimele zile, dar și consumul de alcool peste măsură l-au băgat în spital pe un bărbat de 48 de ani din orașul Hârlău. Acesta se zbate între viață și moarte după ce a fost găsit de către membrii familiei în casă, înghețat de frig și băut. O ambulanță chemată la fața locului l-a transportat pe localnic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași. Profesor dr. Diana Cimpoieșu, medic șef UPUS Murt Iași, a precizat că pacientul este în comă de gradul 4, intubat și ventilat mecanic. Un bărbat de 48 de ani din Hârlău a ajuns în unitatea primire urgente cu ambulanța, hipotermic, în comă de gradul 4, a necesitat intubație și ventilație mecanică. Temperatura lui centrală era 29 de grade. Credem că hipotermia a apărut pe fondul consumului de etanol. Pacientul a fost găsit în casă de către alți membri ai familiei, într-o stare gravă, având și modificări importante ale glicemiei, fără a fi cunoscut în antecedente cu diabet zahara. Este o consecință a consumului de alcool și o complicație a situației grave în care se afla, respectiv a hipotermiei severe. De asemenea, medicii atrag atenția că hipotermia poate duce la deces, iar consumul de alcool peste măsură îi fac pe cei vulnerabili să ajungă în ghearele morții. Astfel de cazuri trebuie prevenite. E foarte important ca oamenii să înțeleagă că hipotermia e ceva grav care poate omorâ și riscul cel mai mare de a deveni hipotermici îl au persoanele care consumă în exces alcool. Soluția este evitarea excesului de etanol, astfel încât oricine să rămână pe picioarele lui, să se poată încălzi, să se poată deplasa, pentru că
această situație este una foarte gravă. Pacientul din Hârlău a fost internat în secția de terapie intensivă, iar prognosticul este rezervat. O familie cu doi copii dintr-un sat din comuna Heleștene a rămas fără locuință în plină iarnă, după ce casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări. Tragedia a avut loc vineri pe 21 ianuarie, când un incendiu a izbucnit de la coșul de fum, iar flăcările s-au extins cu repeziciune și au distrus totul. În data de 21.01.2022, începând cu ora 16, secția de pompieri Pașcani a acționat în satul Movileni, comuna Heleșteni, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit. În urma incendiului au ars aproximativ 500 de kilograme de diverse textile, elemente de mobilier, aproximativ 140 de metri pătrați din astereala din lemna acoperișului și s-au degradat aproximativ 140 de metri pătrați de plăci de azbociment și 80 de metri pătrați din tencuială. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Primăria din comuna Heleștene a lansat un apel de mobilizare pe Facebook în speranța că oamenii cu suflet mare vor oferi ajutor familiei. Deoarece casa în care locuiau era veche, primarul comunei susține că familia are nevoie de o nouă locuință. Astfel, cu sprijin din partea localnicilor, dar și a altor persoane care au început deja să facă donații, se strâng bani, dar și materiale de construcție. Precizăm că momentan familia locuiește la rude, iar părinții lucrează și încearcă să asigure un trai decent pentru cei doi copii. Să strâng niște bani, care poate cu materiale, s-au trimis și din străinătate în cont, că au văzut ce au pus pe primăria Heleșteni. Comunitatea s-a mobilizat. Un alt incendiu devastator a avut loc marți seară, în jurul orei 18. Flăcările au acaparat de această dată mansarda unei case. Incendiul a pornit de la o sursă de încălzire, un șemineu care se afla în încăpere, iar apelul a fost dat de localnici. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, iar flăcările au fost stinse la timp. Începând cu ora 17.46, secția de pompieri Pașcani a intervenit în satul Valea Seacă, comuna Valea Seacă, județul Iași, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit. În urma incendiului au ars aproximativ 150 de metri pătrați din suprafața acoperișului, 100 de metri pătrați din tavanul de scândură și aproximativ 500 de kilograme de diverse materiale textile. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Se arată în comunicare. Comunicatul de presă transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Și cum suntem în luna lui Gerar, o perioadă cu zile friguroase și temperaturi negative, care au ajuns zilele trecute chiar și până la minus 15 grade, o serie de incendii produse la case, mai ales din cauza coșurilor de fum neverificate sau necurățate, au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Spre exemplu, flăcările au reușit să facă ravagii și au acaparat o casă din comuna Ruginoasa, iar duminică, de la primele ore ale dimineții, echipaje au fost prezente într-un sat din comuna Scobinți. Tot weekendul trecut, un alt incendiu a izbucnit în satul Fereden din comuna Deleni. Pentru a evita astfel de situații, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu o serie de recomandări. La trecerea prin acoperișuri se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fațadele exterioare ale zidăriilor, coșurilor și elementelor combustibile ale acoperișurilor. Coșurile de fum vor fi prevăzute obligatoriu cu ușițe pentru curățare. Se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperișurilor, planșeurilor, în coșurile de evacuare a fumului. Apar tot mai multe focare de infecție cu virusul COVID-19 în spitalele și centrele sociale din județul Iași. Direcția de Sănătate Publică Iași a informat miercuri 26 ianuarie, printr-un comunicat de presă, faptul că un astfel de focar a fost depistat la Centrul de Îngrijire și Asistență din orașul Hârlău. La Centrul de Îngrijire și Asistență din Hârlău, unde au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, 6 persoane, 4 salariați și 2 beneficiari. Un focar mai mare a izbucnit și la Spitalul de Boli Cronice din Târgu Frumos, la secția paliație. 10 pacienți și 2 cadre medicale s-au infectat cu acest virus. Un focar la Spitalul de Boli Cronice Târgu Frumos, secția paliație, unde au fost confirmate 12 persoane, 10 pacienți și 2 cadre medicale. De precizat este faptul că în ultima perioadă au apărut focare și în cadrul Spitalului Municipal de Urgență și Centrul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae din Pașcani, dar și în Centrul de Plasament din Verșeni, comuna Miroslovești. În aceste locații, situația a fost ținută sub control prin măsurile luate.
Creșa numărul 1 din municipiul Pașcani a rămas fără conducere. Fosta directoare, Daniela Bambu, și-a dat demisia din această funcție, iar contractul de muncă a încetat de pe 18 ianuarie. Consiliul de administrație al creșei a trimis o adresă către Consiliul Local al municipiului Pașcani, prin care cere desemnarea unei conduceri interimare, întrucât în unitate nu mai există nicio persoană care să preia această funcție. De precizat este și faptul că din septembrie anul trecut creșa din zona de al, din spatele meu, singura din oraș, și-a pierdut personalitatea juridică și a fost arondată grădiniței cu program prelungit numărul 2, cu sediul în aceeași clădire. Demersurile au fost făcute în baza unei decizii a Guvernului, Ordonanța de Urgență 100 din 10 septembrie 2021, prin care primarii au posibilitatea să solicite trecerea creșelor în subordinea unei unități de învățământ pentru a putea beneficia de finanțare de la Ministerul Educației. În această situație, la creșă ar urma să fie același director ca și la grădiniță, însă formalitățile pentru arondare nu sunt încă încheiate. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară este în fază de proiect, urmând a fi aprobată prin hotărâre de guvern. Creșele vor putea fi preluate de inspectorat după aprobarea acestor metodologii. Totodată, inspectoratul așteaptă atribuirea de către Ministerul Educației a posturilor specifice nivelului antepreșcolar. Menționăm că în toamna anului trecut, creșa din Pașcani avea 12 salariați: un director, 7 infirmiere, un bucătar, un magazioner, un asistent medical și 2 muncitori. După arondarea la grădinița cu program prelungit numărul 2, postul de director va fi desființat, posturile de infirmier vor fi transformate în educatori puiericultori, iar o parte din personalul administrativ este posibil să își piardă locul de muncă. O altă problemă în urma acestor modificări este programul de funcționare. Deocamdată nu se știe dacă creșele vor mai fi deschise pe tot parcursul anului ca până acum, sau vor fi închise pe timpul vacanței școlare, așa cum se întâmplă în toate unitățile de învățământ. În momentul de față sunt înscriși circa 50 de copii, atât cât este capacitatea creșei. De precizat este faptul că Daniela Bambu a fost directorul unității timp de 13 ani. O nouă grădiniță cu program prelungit urmează să fie construită în comuna Scobinți. Investiția va fi realizată cu fonduri europene în valoare de aproape 1,8 milioane de lei. Din această sumă, o cofinanțare de circa 2% va fi asigurată de către administrația locală. Conform edilului Gheorghe Hrițcu, noua grădiniță vor învăța 60 de preșcolari, iar noul obiectiv va avea o suprafață de 560 de metri pătrați și va fi amplasat în spatele școlii Scobinți. Ieri s-a semnat contractul la Ministerul Dezvoltării. Este o investiție de 1.920.000 de lei, din care contribuția noastră este de 2%. Suprafața construită va fi de 560 de metri pătrați, iar de ea vor beneficia, de această investiție vor beneficia în jur de 60 de copii de grădinițe, care vor rămâne și după terminarea grădiniței. Deci va fi grădinițe cu program prelungit, iar în programul prelungit vor beneficia de inclusiv de o masă caldă. Contractul de finanțare pentru noua grădiniță a fost semnat marți, pe 25 ianuarie, de către Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Precizăm că, în continuare, urmează să fie organizată o licitație în vederea atribuirii proiectului și a execuției lucrărilor. Consiliul Județean Iași va da în acest an 1.500.000 de lei pentru asociațiile și fundațiile din județ. Instituția publică a anunțat marți 25 ianuarie că a lansat în dezbatere publică ghidurile de finanțare nerambursabilă pentru proiectele societății civile. Finanțarea pentru activitățile non-profit este de 1 milion de lei, iar beneficiarii vor putea obține banii pentru a implementa proiecte pe mai multe domenii: cultural, social, tineret, educație, promovare turistică, protecția mediului, siguranța cetățeanului și ordine publică. La început de an, Consiliul Județean a lansat în dezbatere publică două ghiduri de finanțare. Unul dintre ele este ghidul pentru finanțarea proiectelor societății civile pe legea 350,
ghid care are câteva modificări față de anul trecut, în sensul în care clarificăm din experiența implementării proiectelor din anul trecut anumite elemente de eligibilitate, corelăm anumite lucruri din contractul de finanțare și ghid și în plus prin proiectul de buget pe care l-am supus dezbaterii publice alocăm suma de 1 milion de lei pentru proiectele societății civile, la care se adaugă toată suma necesară continuării proiectelor aprobate anul trecut cu caracter multianual. Ca noutate în acest an, din suma totală alocată finanțărilor nerambursabile, 500 de mii de lei au ca destinație proiectele și acțiunile din domeniul sportului, din care 400 de mii de lei pentru sportul de performanță și 100 de mii de lei pentru programul Sportul pentru Toți. De asemenea, am lansat în dezbatere publică un ghid nou, ghidul de finanțare a activităților și acțiunilor sportive, cu două componente, sportul pentru toți, sport pentru sportul de masă și sportul de performanță. Este pentru Consiliul Județean o premieră, nu am mai utilizat această cale deschisă de lege pentru a finanța activitățile sportive. În paralel, în același proiect de buget, avem propusă suma de 500.000 de lei pentru finanțarea acestor proiecte de sport. Este prima sumă pe care o punem la bătaie pentru asociațiile, cluburile sportive, urmând ca dacă lucrurile vor merge bine, din anii următori să creștem această sumă. E de precizat că avem 100.000 de lei propuși pentru sportul pentru tot și 400.000 de lei pentru proiectele sportive din zona sportului de performanță. Detalii privind eligibilitatea solicitanților, a proiectelor și a tipurilor de cheltuieli, precum și informații privind procedura de solicitare a finanțării nerambursabile, se găsesc în cele două ghiduri supuse dezbaterii publice pe site-ul Consiliului Județean, la secțiunea Transparență decizională Consultări publice. Propunerile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise de către cei interesați prin e-mail la adresa ghiseu.unica@icc.ro sau în scris de luni până joi, în intervalul orar 8-16:30, vineri între orele 8-14 la sediul Consiliului Județean Iași, biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariata Top, camera 104, parter, prin fax la numărul 0232-210336, până la data de 4 februarie, ora 14. De precizat este faptul că aceste beneficii pentru asociații și fundații se acordau în anii trecuți și în municipiul Pașcani, însă în 2021, din cauza procedurilor întârziate, organizațiile non-profit nu au primit niciun leu, deși de la bugetul local a fost alocată suma de 100.000 de lei. Audiențele dintre cetățeni și aleșii locali ce au loc de regulă în fiecare zi de joi la primăria Pașcani au fost amânate în această săptămână. Joi 27 ianuarie nu va mai avea loc întâlnirea în care pășcănenii caută soluții la problemele cu care se confruntă, deoarece este programată ședința legislativului local, au anunțat marți 25 ianuarie reprezentanții administrației. Audiențele vor fi reluate începând cu data de 3 februarie. De precizat este faptul că în această lună întâlnirea a mai fost anulată odată pe 13, când primarul Marius Pintilie a fost plecat din oraș pentru a participa la o întâlnire cu edilii din județ, menționând faptul că audiențele mai pot fi ținute și de către viceprimar sau secretar. Municipiul Pașcani va avea o nouă parohie de la 1 februarie 2022. Este vorba despre parohia Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt, unde va sluji preotul Pavel Postolachi, fostul părinte protopop al Pașcaniului din ultimii 31 de ani. A venit momentul când, în alt preasfințitul, analizând toate acestea, procedând după regulile statutare ale Bisericii noastre Ortodoxe Române, analizând activitatea tuturor preoților din protopopiatul Pașcani după anumite criterii și a fost ales întâi de către înalt preasfinția sa și prezentat astăzi preot, protopop al protopopiatului Pașcani pe părintele Gheorghe Muraru, preot paroc de 17 ani de zile la parohia
pietrișurile din comuna Costești. Noua parohie va avea circa 900 de familii, iar hramul bisericii este de rusalii. Finalizarea lucrărilor la catedrală este cea mai mare dorință a părintelui paroh. Cele mai importante sunt reprezentate de pictură. Deocamdată a fost pictat Pantocratul, icoana de pe bolta naosului, care îl reprezintă pe Iisus Hristos ca împărat al lumii. Tehnica folosită este cea a mozaicului. În vara acestui an urmează să fie pictat și altarul. Care ar fi obiectivul meu cel mai important de aici încolo și cât mă va îngădui Dumnezeu pe pământul acesta, până când voi ajunge la pensie, să finalizăm lucrările de la catedrala noastră. Sunt lucrări dificile, pentru că în primul rând sunt lucrările de pictură. Deja am pictat un segment important, respectiv turla catedralei, baza turlei cu liturghia îngerească și cu cele patru pandative ale celor patru sfinți evangheliști. Este deja dată în lucru catapeteasma, care va fi din lemn de tei și va fi acoperită cu foiță de aur. Avem deja dată în lucru catapeteasma catedralei, care la fel va fi un dar, un odor din catedrală foarte important, dar și foarte frumos va fi sculptat în lemn de tei, acoperită cu foiță aurită, și icoanele vor fi tot în email și mozaic din catapeteasmă. Alte lucruri necesare în catedrală sunt acoperirea pardoselii cu marmură și cumpărarea de mobilier bisericesc. Marmura din biserica de sus, din biserica mare, pe care o avem comandată, sigur, marți să o aducem și să o plătim și să fie așezată, și toate celelalte câte vor mobilierul bisericesc din catedrală. Deci sunt lucrări pentru care trebuie să alergăm foarte mult și pentru care trebuie să bătem la multe uși. Dar, și acum am spus, deja avem un mănunchi de prieteni ai catedralei, care ne-au ajutat, ne ajută și ne vor ajuta. De precizat este și faptul că se lucrează la catedrală din anul 2000. Clădirea are o suprafață de circa 600 de metri pătrați. Cel mai înalt punct este la 44 de metri înălțime și are două altare. Sfințirea lăcașului de cult va avea loc cât mai repede cu putință, a precizat preotul paroh. Să ducem la bun sfârșit această lucrare dumnezeiască de la catedrala din Pașcan, pentru că și înalt preasfințitul, și eu, și toți ctitorii și binefăcătorii, și toți preoții doriți să o sfințim cât mai repede, având în vedere că la sfințire lucrul acesta se întâmplă foarte rar, vom sfinți cele două sfinte altare din biserica unde ne aflăm acum și biserica cea mare de sus. Părintele Pavel Postolache a devenit preot în urmă cu 39 de ani, iar în 1991 a fost confirmat și numit de Patriarhul Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei, protopop al Pașcaniului. El va deține această funcție până pe 1 februarie 2022, când ștafeta va fi preluată de preotul Gheorghe Muraru. Legislativul local din orașul Târgu Frumos se întrunește în prima ședință din acest an. Întâlnirea va avea loc joi pe 27 ianuarie la sediul primăriei, începând cu ora 14. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotărâre, dar și o prezentare a activității desfășurate de asistenții personale ai orașului Târgu Frumos în semestru al doilea al anului 2021. Câteva dintre proiectele de interes vizează actualizarea planului de siguranță și ordine publică din oraș și adoptarea criteriilor care urmează să fie luate în considerare la analiza cererilor și repartizarea locuințelor pentru tineri. De asemenea, urmează să fie actualizate cu indicele de inflație prețurile chiriilor pentru terenurile și pășunile închiriate, pentru locuințele ANL, cât și pentru locuințele sociale închiriate, pentru anul 2022. Tot în ședința de joi, consilierii din orașul Târgu Frumos urmează să-și exprime votul asupra cofinanțării unui proiect la Liceul Tehnologic Petru Rareș.
Joi vremea va continua să se încălzească, temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 7 grade, iar cele minime între minus 5 și 2 grade, în vestul, nordul, centrul țării și la munte. Cerul va fi mai mult noros și cu precădere seara și noaptea pe arii relativ extinse. Vor fi precipitații mixte în Banat, Crișana și predominant ninsori în rest. În celelalte regiuni, norările vor fi temporare, iar precipitațiile izolate. Pe suprafețe mici se va forma polei. Vântul se va intensifica treptat la munte, mai ales la altitudini mari, unde va fi tare și va viscoli ninsoarea, dar local și la viteze mai mici, și în sud-vest, nord și centru. Pe alocuri se va forma ceață. În județul Iași, joi vom rămâne cu aceleași temperaturi, cu vreme închisă, dar mai puțină zăpadă. În termometre vor fi valori între 3 și minus 3 grade. Vântul va sufla slab spre moderat și doar câțiva fulgi își vor face apariția trecător. Vineri se încălzește și pe timpul zilei vor fi până la 6 grade.